Că dar sună ăștia să mă dacă nu, e nu-mi place la unul să-l sun acolo. Ce e asta, Belo? Bun. Ce-am luat bandă și ăsta, șurubul. Uite aici. Poftim. Bun. Da? Luați-mi banii, mă. Bandă, șuruburi și alte belele. Păi dacă ne trebuie să nu luăm. Luați. Da? Hai, închide-ți ușa, Belo, că mi-e frig, e curent. La intrare. M-a răcit. Care vă l-ați deschis să mă... Vezi cum trebuie să mă ocup dimineața. Vezi, Belo, cum mă trezesc de la ora 8 să mă ocup de YouTube și de Facebook. Foarte bine. Dar nu te trezești dimineața să și la ora 8 aici, deja la, până la ora asta să și e gata o parte. Ai, când duci tu copilul, eu la scol la 6:30 să duc copiii la școală. A, a, da, da, a, 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 a. Da, unde-i duci la școală mâncața pe ora 10? Cum, mă, pe 8 îi duc, mă. Duc la Ubu și pe aia vine aici. Da. Că tu reați scol de dimineață? A, bine, eu nu zic nimica. Până vineri seara ai zis că dai gata. O săptămână ai zis că îți trebuie. Serios? Păi nu așa ai zis, băi, la că o săptămână. Și după aia ai mai băgat și tavanul. Eu nu zic că nu faci, tu tot într-o săptămână. Ne poți bătă că e tăi. Și facem și aici, și aici, și tot o săptămână. Și ce zic, e tot aia, bă, stai cu... Ai, să mă rog dacă nu... Bine, să zice că muncitorul care lucrează încet, lucră bine, da? Încet? Că ai zis că ia stai din ăla acolo. Becea. Dar pe ăla, Belo, să mă rog, dacă intram eu cu pumnii, nici nu trebuie să mai gălăgești. Ce? Intram cu pumnii, să mă rog, dacă nu dădeam ăla. De-aia spart cu picamărul 2:30, 3:00. Ai văzut? 5 saci nu a ajuns. Da? Demoloz. Serios, și-am dat de acolo. Numai de acolo am dat jos. 5 saci. Și tu intrai cu pumnii. Serios. Aia. Că mai am ceva de spart echem, să nu mai cum. De ce zic? Ești că nu aici am lucrat, serios. De bă, dacă nu era aia clasă, zicem, nu. Da? Bine, Belo, alta e problema. Ioi, spatele. Au, stai să iau cafeiul. Să iau cafeiul, să iau ăsta, că mă prinde curentul acolo. Animă, fii atent, teren, fii atent. Belo, deja tu te mai izografești o cameră, deja umbli după terenul de cumpărat. Ai zis tot pe teren. Tu de mai ăsta, tu îmi faci o cameră cu cine știi cât e terenul scumpe? Deci pe 2200 trebuie 380 de euro. Pe 2200. Așa pe 7000? Îi trebuie 6700. 7000? Da. Dar și frig așa la păi nu, no, dar e nier cu ăsta. Acum, bine, mă. Ce vrei să ăsta? Să insinuezi. Ce vrei să alta e problema, e gravă. Da. Da. E gravă. O să deschid asta un pic. Așa. E gravă de tot, Belo. Păi zi, mă. Eu trebuie să lipsesc de acasă vreo săptămână. Hai, și-a trebuit să ieși problemele astea.
Am primit niște amenințări, voi să nu vă temeți. Serios, poate vin aici peste că și Liana mere. Vă las tiile și rămâneți numai voi. Înțelegi, vine, bate la ușă din aer cu săbii, cu din aer, nu e acasă. Nu știu, doamne, noi suntem muncitori. Papule. Dar el? Nu. Înțelegi? Cu italiana de Iisus să-ți facă bagajele, plecăm o săptămână, că... Băi... Așa este. Din ăștia, mafioare, din ăștia, doamne, înțelegi tu? Da. Voi faceți treaba, lucrați, dacă vrei, culcă-te aici. Păi aduci copii unde? Mănăstului i-a dus la grădință. Păi te muți o săptămână aici, nu mai faci turul. Acasă, du-te-mă de acasă. O să-i vii de acasă la mine. Păi de aici odată i-a dus la grădință, nu mai trebuie să ăsta și nimeni. Și atunci și dimineața la 7 ești Pontos cu făcălețul mână. Cu ăla, cu meseleul. Nu. Ha? E ce treabă. Nu. Dorme copiii numai la ei. E? Camera lor, nu stau. Îi pui să se joace la păcăneale un pic. Serios, e nici să-i învăț. Da. No. Și tot așa le zic că ca la loc, cum ai zis tu, la loc o facem jumătate la pierdere, jumătate la pierdere. Bă, no. Vine și bate la ușă, deschide, să nu spargă ușa să le ia de astea. Îi spui, domnule, nu știu, noi suntem angajați, omul nu e acasă. Ia nu ce treabă. Are o săptămână, două, poate, până să rezolvă treburile. Da, ce treabă. Eu îmi fac treabă, eu sunt comandat. E veveriță, poți să ai grijă. O, papule, am bază în tine. Cum trebuie să facem? Da? Mâncare și apă. Mâncare, apă și să le schimbi, trebuie să-i dai drumul. Auzi, o lasă urcă pe tine. Nu. Papule, nu atingi cu mâna, că te mușcă. O lasă urcă pe tine, ea să plimbă ca pe copac. Când e gata curat acolo, bă, când a făcut curat, tu nu mai întinzi umărul, că te gaură. Ea să-mi bagă lucru. Pau, pau, dar tu stai din pușca. Bela, eu cred că tu când vine bate la ușă, tu las culina și sar pe geam. Serios? Eu nu mă zic. Să nu lăsați ușa deschisă, să... A? Nu? N-ar ieșit. Trebuie să mă duc. Nu uința că vine. Ai făcut bagajele tu. A? Da. Ce m-a făcut? Gata, a făcut, bă, e pe... Asta nu crede. Ai bagajul gata, a făcut. I-am zis, trebuie să merg o săptămână. Tu ai bagajul din el luna trecută, când ai fost plecat. Nu, ăla le, ăla le, ăla gol. Care, ce, mă, gol, mă, mi-am pus, mă, să știi că ar fi bun, că doar luna trecută a fost vară și și-a pus anii de iarnă. Da? Nu. Când ai fi plecat. Păi, vara, mă duc la munte, vara mă duc la munte și iarna... Bă, câte bagajul ăla e? Mă duc la cameră sigilată. Auzi, câte alea e bagajul? Și că gata a făcut. Domnule, am bază în voi, atât a zis. Domnule, ia ușa jos ca să nu s-o spargă și lasă așa deschisă. Nu e bine așa. Bine, papule, dacă vine vreo șapte din aia cu gâturile așa dulapul. Cu parpalace din aia, lăsate-l jos, sub parpalac, ia tagane. Ce zici că te iei? Nu e acasă. Nu e acasă. Și dacă te ieși și să strângă degetul la ușă sau știu eu ce, ca în filme, să te terorizeze, să dai adresa unde ești și din aia. Eu nu știu. Fică astăzi vine, nu ca să știu. Curierul. Sună pe mama. Sună pe mama. Trebuie să merg acasă? Nu. Am crezut că trebuie. Dar de ce? E, dar curierii ăștia. La mine vin curieri din ăia, la ce vin curieri din ăștia la ăștia? Nu i-a luat la fată alea, jucăriile ei. Dar zice că în câteva zile, că ăștia-s bandiți. A doua zi deja ei. Nu mă, că are numărul tău, te sună. Că da, nu, că are numărul tău. Te sună cu o oră înainte. Da, bineînțeles. Înțelegi? Dar te sună cu o oră înainte. Da, nu, că zice că 9-17. Bine, nu scăpa de... Uite, cine știe de micul ăla sărbătorești, de micul ăla trebuie să fug, să călătoresc. Da. Apoi mă să-i urmă, Babu!
Asta mă iei și pe da. Te dau cheile de la mine, tu de la mine și stau eu aici. Unde mă? Eu mă duc din Cluj că ăștia au de ăla la nas, mă, de mirosul, mă. Tu nu știi ce ies. Au primit ăștia ca la antidrog. Da, mai ceva. Porci din aia specializați. Cum crezi? Nu, auzi, vezi că vine curierul aia la multe astea. Mi-au pus și pe pizza, păi nu mai au. Dar de-i face acolo, mă, pe ceva. Auzi, m-a zis că vine curierul. Păi când mă sună și ăsta, te sună. 1450. Păi că atât, bine. Sau cât e, 1400, vezi că, dar bine, ceau, e capau. Nu e problema, mai dă două mistri și acolo. Moșu. Încă de aici ați cavieți, Nicole, mi-a spus. Da. 8 milioane? Dar ce e? Peste 8 milioane. 8 milioane? Atât, asta e aia... N-ai curioarele 270, atât. Nu este. Da. Mă uit la poliție, nu sunt... Nu. Te mă duc în fund. Sau în urmă să iau. Bun. Bun. Bine, mă, oameni. Să faci apartamentul mai greu. Coboară blocul mai jos. E și mai scump apartamentul. Mai și mă șorodeo care de dimineață stă și aca-aca. Ai și mă șorodeo șobom eu cum îi place ei haloienul. Îi tăzi cum îi place haloienul și-mi beau șobom eu. Tă-tă-tă-tă-tă. Șobom eu frumos. Să începe manejul. Să începe manejul. Papu! Două scări. Trebuie să facem tavan. No, începe manejul. Pe mine au dat ăștia 95.000 de euro pe apartament. Cu ce? M-a inundat, bă, tu-ți dai seama, mă, ce... Tu-ți dai seama, mă, mâncața-și, bă, cum s-o tras apa. Când se cer la femeie? O să cer undeva la urmă, măcar 1.500, poți să-ți dai de euro. De euro? Da. Bă, dar cum a venit apa de acolo, mă, din ăla, s-o răspira pe tăt. Gândiți că a fost sugativă, păreță. Din cauza la tavanul ăla fals, cum a venit apa... Și vata aia de acolo, s-o îmbibat de apă, da. Plus parchetul jos de acolo, nia în colț. Acolo l-am ridicat, vezi acolo partea aia. Da. Uitați cât parchetul a ridicat de acolo, mâncam așa. Și pe ăsta au pus niște soluții să vadă dacă se face, dacă se trage. Dacă nu se trage, trebuie să-l iei jumate din cameră jos, a? Dar nu tăt. Cum? Tăt. Păi poți să pun la fel? Nu. Mă nenorocit mâncava și Dumnezeu. Voi vă dați seama? Uitați, ia pe acolo, nu ia s-o scurs. Pe acolo vin de așa, nu ia, s-o umfla parchetul de gândești că era și până în capă de acolo, nu. Gândești că era parchetul din ăla, pe balans. Mă, cine s-a rugat, mă, din lista neagră, de unde, mă, v-ați rugat, mă? Mă, v-ați rugat pe casa mea, mă, să n-am parte de lucrări. A? Tu-ți dai seama, auzi că numai 1.500 să-i cer la vecina de euro. E cât costă? Cât costă lucrarea, adică ăla, o vine, 1.500, bă, 1.500 cu tot cu voi, sau, astea-s numai materialele, ce? Materiale. E? Și pentru voi? Vreau și eu, măcar, 700. 700, 2.200. Măcar jumătate, pe cât? 2.200, bine. No. Vecină, dragă vecină, ai pus-o de sărbători, dar pe ce să știa, 4 luni de chirie. Toată bandită. Și nu mai pui eu astea cât a stat în deranj și așa. Bine că n-o curs și pești pe țeavă.